Doamnă și domnule, bine v-am regăsit! Cât se mai poate că România se îndreaptă spre... Nu-i să zic că poate... Nu mai pot vorbi, că stângut. Marele avantaj al emisiunii este știi care e? Că la ea nu se uită proști. Bă, am o... Am așa o facție totală, că la emisiunea asta nu se uită proști și întotdeauna ăla care dă din întâmplare sau știe la câte e emisiunea asta, mă rămâne cu ceva. Am sigur, și domnule, astea sunt cuvintele pentru tine. Dacă întâmplător sunt câțiva tovarăși care deschis televizorul, băi, rog să închidă. Să dea pe tovarășul Ilici 90, mineria, de ce le place lor. Știi? De deci ce am zis că nu se uită proștii? Și de unde e satisfacția? Bă, pentru că nu se uită proștii, pot să prezint căz la televizor. Azi mi-am luat căz la televizor că am zis, mă, decât să mă uit la televizor să mă enervez. M-am uitat el la știri. Ăia votau în Parlament. Uh, unul vota la vedere cu biluțele lui, nu? Nu se știe dacă erau, că erau mici de alea, cât alea pe care le face în nas. Știi? Al, negru. Să scape pe unul altul. Știi? Și atunci ați mai bine să prezint eu cărți, vă povestez eu imediat și de chestia alta. Uite, m-am pus una pe o carte, eu nu zic senzațională, să nu creadă unii că m-am transformat în Dan Diaconescu. Bestial. Dan Alexe, Dacopatia și alte rătăciri românești. Asta e o carte pentru care mă vor urâ încă vreo 10.000 de dacopați de pe teritoriul Carpatul Danubianu Pontic și vor spune German Trădătorul, țara face ca tractorul, avion cu motor, ia-mă și pe mine nu știu unde. Chestiile faine pe care le găsiți în librării, bă, s-au mulțit. Pur și simplu apar atâtea cărți faine că n-a pus să citești. Aproape că îți pare rău că are ziua doar 24 de ori. Sunt o grămadă de chestii faine, uite, ți-arăt și asta. Sper să nu vină cineva să zică, a, a făcut German uh, uh, publicitate la lectură, să legăm. Uite, cagan. Foarte fain asta. Lumea credită de America, bestială și asta. Așa, am mai luat niște cărți de alea de enervat, că eu am câțiva abonați pe care îi enervez. Boia, evident. Să vezi cum fac ea ca trenul când văd boia la televizor mă uitam acum, este un ziar, întotdeauna apărea reclama pe net, reclama ziarului și hemoroizii. Fostul ziar Steaua Roșie din Târgu Mureș. Tată ce istericale fac ea. Cu unguri, cu români, indiferent ce se întâmplă, indiferent ce se întâmplă, ungurii îți devină. Și mie îmi să mă uit acolo pe, pe net la ziarul ăla, pentru că întotdeauna, bă, simți niște dureri într-o, în adânc cu ființei tale și atunci te gândești, dacă am hemoroizi știi? Și acolo erau tot felul de clinici care se ocupau de chestia asta. Uite în cum boia pe care mi l-am cumpărat astăzi, tot pentru enervat dacopații și românopații și tot felul de hamsi academice care se perindă prin scumpa noastră țărșoară. Eu nu vă spun care, pentru că eu am o țară, unii o altă țară. Asta este. Bă, și v-am spus, mă uitam ieri la televizor, beleam ochii acolo, nu venea să cred, nu venea să cred Tată, până la urmă, tu ce votezi în Senat? Ok, șova. Despre el este vorba. Arestare sau non-arestare? Până la urmă, nu Senatul și nici procurorul nu decide. Senatul trebuia să dea un vot prin care șova, conform Constituției, putea să meargă în fața judecătorului și judecătorul hotăra dacă era arestat sau nu era arestat. Toată lumea la televizor vă spune așa. Uh, se votează pentru sau împotriva arestării. Nu. Se votează atunci când se votează și în cazul lui să nu fim uh, măgari, să nu spunem, se votează dacă tovarășul parlamentar poate să meargă până în fața judecătorului, care el hotărăște dacă da cătușe sau nu cătușe. Dar asta nu se spune la televizor, ca să se mențină o psihoză, că tu la ai, doamne, noua securitate, uite ce ne face nouă politicienilor. Nu? Și așa a trecut România de la mitul național la mirul național. Acum, dacă ar sta să spun tot ce gândesc, mă duc că nu m-ar am, amenda, m-ar lega instantaneu și atunci ce să fac? Atunci, mai bine zic: S-au făcut de cacao, sună eufemistic. S-au făcut de ce-mi vine să zic despre Senat, s-au făcut de. Nu la conservă m-am referit, dată cu când începe. Și atunci, mai bine vă zic în latinește, pe vremea lui Petronius, la e un tip care deștept în viața latină, în literatura latină, se zicea cu loca care. Știi? Adică s-o făcut de. Chestia la care vă gândiți și voi și pe care n-am voie să o spun, pentru că le tot spună sora, lasă-mă bă și pe mine la emisiuni. Undeva la două noapte, când încep filmurile porno, să pot să, să pot să spun tot ce gândesc. Dar așa, pur și simplu, sunt cenzurat mă cenzurează gândul, că la când o amendă, la revedere, gresie din cramă sau vopsit casa pe din afară. Înțelegi? Bun. Mergem mai departe. La șerpărie. Pentru că în România există o șerpărie, tot în cartea lui Dan Alexe, foarte faină, bă, neapărat să vă cumpărați, costă numai 37 de lei, e o chestie... Nu, -ă, nu i la ce vă gândiți de chestii academice, nu. Îți explică, de exemplu, de ce românii nu au cu adevărat o mafie, cum au muntenegrenii, cum au, cum au sârbii, cum au uh, bulgarii, cum au, de la adevărate, cum au albanezii. De ce? Pentru că, uite, o chestie din cartea lui Dan Alexe, pentru că românii n-au avut uh, stilul ăla de familie mărită, care pleca la război, să radă, de pe fața pământului, altă familie, știi? v zis uh, domnul Toader Micoară, istoricul profesor universitar, doctor în Nicoară, că, bă, n-am avut niciodată familia aia de tip slav, știi, care era și vărul de-al trișpele, era în familie și când era unul să răzbune, să bătea o tată și de acolo a început mafia. Nu. În Italia mafia a început altfel, mafia a început dintr-o lipsă a statului. Adică statul nu mai venea să-ți regleze, bă, uite ce mi-a făcut la amendează, uite ce mi-a făcut la bagă la pușcărie, ci statul era, bine mă, lasă, dă un leu și scap. Exact. Am ca la noi, știi? Și atunci au luat niște hotărâți și au băieți, noi facem ordine. La început, mafia era bună în Italia, pentru că ce s au făcut la bă? Mi-au tras un pumn. Buf, doi înapoi, plus amendă. După o dat de gustul banului, droguri, arme, porcării. La noi e doar șerpărie. Pentru că noi avem o familie în care maxim bunicii părinții și copiii. Copiii de obicei pleacă, bunicii la țară și ăla săracul stă mecanic într-o fabrică, se gândește că vine sâmbătă și trebuie să meargă să curețe cucuruzul de burieni. N-ai cum să faci mafie cu asemenea națiune ocupată sâmbătă și duminică. Bun, dar există șerpărie. Șerpăria de unde vine? Bă, culmea din instituțiile statului. Statul ăsta pe care unii îl pun pe statui, statul ăsta creat de un brătianu absolut inconsistent. Brătianul care, probabil, după câteva sute de ani, când se va scrie cu adevărat istoria României, va fi trecut la notă de subsol. Pentru că n-a înțeles niciodată că statul nu poate funcționa de la un singur buton. Trebuie să lași. Exact exemplu Franței versus exemplu Germaniei. O Franță hipercentralizată, iacobină, tot în fiecare, fiecare detaliu era stabilit de la Paris. V-am spus, anii 80, când prefectul prefectul unui, cum ar veni județ de la noi, trebuia să pună inclusiv medicii de gardă la spitale. Și noroc, între ghilimele, cum prefect de la probabil era cu un vin de bordeaux la nas, și-a pus o grămadă de medici morți de 50 de ani, i -o pus de gardă la spitale, de mereu salvările în jurul spitalului ca la demonstrații. Și atunci, într-adevăr, Franța a văzut că e hipercentralizată. Germania a fost altfel, bă băieți, v-am unit mai cu forța, mai cu nu știu cum, Păstrăm cei al uh, centrului de arest, descurcați-vă fiecare după atitudini, resurse, mentalități și asta. Bun. Șerpăria din România. Ce citim noi? Aici trebuie să citesc și să citez. Că ăștia, una, două, te dau în judecată și ai pus-o. Și atunci faci. Citez frumos, nu cumva să mă dea care în judecată. Detalii inedite din dosarul locotenent colonelului în rezervă. Daniel Dragomir, fostul șef al sectoarelor informativ operative din Direcția Generală de Prevenire și Combatere a Terorismului din cadrul SRI. Judecat pentru ce, mai băieți? Cităm din nou, mâncum nesufletul de neamendabil. Judecat pentru trafic de influență, spălarea banilor și folosire de informații ce nu sunt destinate publicității. În dosar mai este trimis în judecată și nevastă sa, plotoner major, tot în rezervă în SRI, Marinela Zoica Dragomir. Unul dintre denunțătorii din dosar este milionarul libanez de origine franceză, Rami Gaziri, care controlează avicola crevedia. Ca să vezi, mă, unde au intrat ăștia. Te gândeai că fac nu știu ce cu arme, cu nebunii, cu nave cosmice. Nu, tată. La pui, la friptură, la tocăniță. Atacă la tocăniță. Și atunci cităm din evenimentul zilei, să nu ne dea nimeni judecată, că vorbim despre șerpărie. Totul ar fi început în februarie 2013, nu? S-au și criza, au venit băieții, nu? Totul ar fi început în februarie 2013, pe atunci când unul dintre partenerii săi de afaceri, Emil Carat, auditor financiar și cenzor la Vicola Crevedia, i-a spus pentru prima dată că societatea avea nevoie de protecție. patronului. i-a spus, da? Până atunci firma ar fi plătit unor persoane influente suma de 25.000 de euro pe lună, tată, și 1% din TV au rambursat. Încerc să redau textual susține lui Carat Emil și, în esență, au fost, zice patron. Pentru a ne putea dezvolta afacerea în România, în condiții normale, știind la urma urmei că suntem cetățeni străini și că afacerea a devenit între timp una dintre cele mai mari în domeniu, nu vom putea continua în acest mod decât dacă vom avea protecție. Asta povesti povestit milionarul libanez Rami Gaziri, care controlează avicola Crevedia. Mai departe, ce înseamnă protecția? Protecție la Ministerul Finanțelor, ANAF, și garda financiară. Prețul? 400.000 de, de euro, dar în final, nu, s mai căciulit ăia, 374.000 de, de euro. Atâta costă, sau atâta zice, citat de evenimentul zilei, acest milionar Rami Gazirii, atâta costă protecția ca să poți să faci o afacere ca lumea în România. Și atunci te întreb, bă băieți, pe la ce vă mai trebuie taxe și impozite mâncu-vă sufletul dacă voi luați ața bani de la noi cu pui. Păi eu de câte ori mânc un piept de pui sau o aripioară de aia la grătar, mă gândesc că, bă, jumătate din aripioară merge la Ministerul Finanțelor. Jumătate merge la Garda Financiară și acolo chelea de pe cremvuș, de pe tot ce vreți voi, de pe puiuț, așa, puiul mami, merge și acolo pe la ANAP. Tată, nu mai aveți nevoie de taxe. Nici nu am mai trebuit să plătim taxe. Vă trebuie TVA la ce? România asta e plină, plină, de bambă. Nu mai aveți nevoie de TVA pur și simplu. Te gândești ce s-ar putea face cu banii ăștia. Cum ar fi arătat țara asta dacă... Bă, nu băgai mâna până aici. Bag o mână cu sufletul până aici, că dacă ți-o taie, îți taie numai chestia asta, spui o șmecherie și mai iei un leu la colțul străzi. Ok? Sigur că acum tentația mea este să mai enervez câțiva, că sunt câțiva care se uită la emisiune numai ca să dea ei cu roșii în televizor. Uite, tentația mea este să vă arăt așa. Chestiunea asta nu s-ar fi întâmplat dacă. Da? Se vede? Transilvania, Erdei, Zibenbürgen. Dacă se făcea așa cum au vrut romul boilă, ca să nu mai de maniu, o regionalizare. Și la federalizare m-aș gândi. Pentru că unde pleacă șpăgile? La menester. Sigur că dacă intre pe ea din minister 25 de ani care ești ministru, eu nu. Deși mai țin minte când avea ProTV-ul de o filmat în știri, cum de Paște veneau saci de aia de plastic cu miei. Se deschideau porbagajele să meargă în domnul cu melu, să meargă cu melu acasă. Ok. Totuși, se întâmplă și chestii faine. Evident, în banat. Nu, acum, iar o să-i pe câțiva, că o să zică, sigur, vine German, separatistul, rău, urâtul, borâtul ca să vină să ne arate aurola borală din România. Bun, în banal. Hot news. Transport în comun cu hidrobuze pe canalul Vega, primăria Timișoarei, 11 milioane de lei pentru șapte vaporete. 11 milioane de lei înseamnă vreo 2 milioane jumate de euro. Zero barată. Opus ăștia în caietul de sarcini, hidrobuze, 20 de metri lungime maximă, asta le vezi în spate, și circulă cu o viteză de 15 până la 25 de km pe oră pe Bega. Exact ca în Occident. Dacă mergi în Paris, dacă mergi în Utrecht, dacă mergi pe oriunde unde este un curs de apă, au știut să facă din cursul ăla niște chestii fe fenomenale. Robu, care e primarul acolo, a zis, bă, pe lângă agrement, șepte vaporeto, dar mergi și la transport în comun pe axa est-vest o să fie nouă stații de vaporeto, de vapo, vaporașele astea, cum vrei să zic. Și iar o să vedem că Timișoara începe iarăși cu premierele istorice și o să tragă țara asta după ea. Cu o singură condiție, să nu vină Bucureștiu să spună câți bani ai făcut din bilete? 10 lei. Oblemie, 2 lei ție. Și din 2 lei, impozabil să-ți rămână numele 20. Înțelegi? Istoria canalul Bega este fascinant. Sigur că nu se învață în liceu. Cum să înveți în liceu sau în școala, în școala generală să înveți că mă, dar aici nu au fost numai loze, înainte de unire. Nu e așa, că așa, așa zic ăștia. Bă, înainte de unire, în Transilvania și Banat, săracități erau iobat și stăteau fiecare iobac care avea câte doi unguri sau un austriac cu pană de cocoș, cu bota lângă ei. Nu. Canalul ăsta, Bega, în maghiară bega ciotorno. Adică ciotorno știi foarte bine, e citerne. Da? Ăsta e un canal navigabil din România și din Serbia. Are 114 km, pe între Timișoara și orașul sârbesc Titel. 44 de km, îți la noi, 70 la Sârbi. Și de când datează chestia asta? 1728. Era un conte deștept, Claudius Mersi care zice, bă, hai să săpăm un canal, să asanăm terenurile astea inundabile din jurul Timișoarei, că e bai. Acolo veneau inundații, dă să meargă. În patru ani de zile, în 1742, pe canalul ăla circula primul vapor până la pance votat. În 1744 au venit ordin de la împărat, de la Viena, evident, că la mai vedea și că se întâmplă în Banat și în Ardea lucruri bune, și ordinul zice așa, băi, toate comunele care sunteți pe râu, sunteți obligate să întrețineți malurile și lor și ajutați la regularizarea canalului. Astăzi să zici chestia asta, îți sare onorată asistența socială. Eu? Păi eu aștept ajutorul de la stat. Tata. Eu aștept ajutorul social. Atunci nu era chestia asta. Ce faci, bă? bă mă plim. Și altceva ce faci? N-am de lucru. Ok, tată. Hai la canal. La canalul Bega. Nu la Dunăre Marea Neagră, acolo unde urmașii sau... Contemporanii lui Ilici știau să facă praf intelectualitatea română. În 1752, deja este menționat în acte Portul Timișoara, în cartierul Iosefin. Portul Timișoara, da. Bă. Se, transportau, se transportau pe Bega 20.000 de tone de marfă. Și ce înseamnă chestia? În 1756, deja aveau lege, reglementarea navigației și comerțului pe Bega și în 1775 aveau deja oficiul de navigație din Timișoara. Ok. Și atunci? Și atunci? Și atunci facem recurs la istorie. Între 1900 și 1916 și-au făcut ecluze, sistem de ecluze pe canalul Bega, ca să meargă mult mai multe vapoare. De astea le vezi acum. Ok, navigația crește și în 1917 pe canalul ăsta, de care unii râd, hai au bănățenii fițe în cap, da? Pe canalul ăsta erau peste 560 de ambarcațiuni comerciale înregistrate, tată. Alea navigau timp de 305 zile pe an, în medie. Evident, a venit aici la comunism când era unul dintre ai noștri contemporani, ministrul tineretului, și în 1958 Transportul de mărfuri e interzis și în 1967 sunt retrase și navele de pasageri, dar asta nu-i voie să scrie manuale de istorie, cât trăiește unul care a făcut niște mineriade. Oare cine a făcut mineriadele la România? La România mineriadele au făcut instalatorii de pe Marte, extraterestri. Nu-i voie să spui că este unul care e președinte de onoare la PSD și care ar putea avea o legătură mai vagă sau mai nevagă cu văgăuna asta istorică. Da? Bun. Și atunci, eu vă zic numai ta. Băieți, măi politicienilor, ferească Dumnezeu. Ferească Dumnezeu să-și amintească bănățenii de istoria lor. Aia faină, cu premiere mondiale, cu o grămadă de premiere, da? Ferească Dumnezeu să-și amintească ardelenii că au fost prima țară în 1568, prima țară, că era țară atunci, care au recunoscut pluralismul religios. că Dumnezeu să-și amintească regiunile țării ca o cultură extraordinară și că, bă, dacă voi nu o vreți în ministerele de la București, om luau la noi. Înțelegi? Pentru că cei super, cum se zic, nasol, nașpa urât, ok, aici e impostura. Dacă te uiți la Parlamentul României, într-o măsură mai mare sau mai mică. Nu generalizăm, nu toți sunt așa, impostori. Vezi că impostura asta e dată de o lipsă acută de selecție. Și din partea noastră la care votăm, din partea partidului care pun pe liste ce pune, și din partea celor care ar trebui să se gândească, bă, totuși dacă îs așa de bun încât să fiu printre ăia mari, printre capițării. Mă duc la, eu la 1000 de euro salariu să câștig cât un, cât un zugrav foarte bun. Zugravul mere și doarme acasă în fiecare sară. Eu stau patru zile la București. Stau acolo, trebuie să mă enervez cu tot felul de șef din partide. Vine el îmi dă una. Eu nu-mi trebuie să-i dau înapoi. Trebuie să-i car servieta, să-i scutur scamele, chestii de genul ăsta. Știi cu ce seamănă chestia asta? Cu, dacă ai auzit, a existat un țar al Rusiei, care a stat undeva la 10 luni, pe tron. A fost țarul Rusiei și era un șmecheraș. Are nume de o treapă. Grigore Otrepiev, eu așa alții minte. Grigore Otrepiev, în manualele ruse, scrie de falsul Dimitri I. Înțelegi? Ăsta a fost țarul Rusiei din iulie 1605 până în mai 1606 și-o luat numele Dimitrii Ioanovici. Și ce-a făcut? După ce-a ce murit la zi -mă cine a murit, nu cumplitul, Ivan cel Groaznic, așa, au fost câțiva, vreo tri, care zic, domnule, noi suntem copiii din flori. Ăsta mai șmecher, au zis, băi, perioada de tulburări în Rusia, știi, eu sunt fiul cel mai mic al lui Ivan cel Groaznic, mama, adică nevasta lui Ivan cel Groaznic, o prezizie, o simțit în sâmpțârea visului, tentativa de asasinat și m-o trimis la mănăstire ca să mă ascundă. Îți dai că ăsta era un șmecheraj cu fițe, cu cum astăzi, metrosexualii de la tot felul de chestii de-astea și avea cunoștințe aristocratice, știa să călărească, echitație, fițe, nivel adevărat de, de, de alfabetizare, vorbea rusă, poloneză, Bă, câțiva nobil, o zis, mă, nu seamănă cu tată să îi mai... Mm. Te uiți la el, ce la de ce are, cum să fie ăsta țar. Știi? Dar hai să ne prefacem că el e fiul lui tată -o, și să îl sprijinim ca să-și adune niște, niște soldați să-l batem pe Godunov, că era unul și la vrea să fie țar. Două bătălii împotriva țarului de după Ivan cel Groznic, țarul își înada jugulara, soldații imperiali s-au alăturat tovarășului din spate, Dimitri. Și așa că Grigore ăsta, Otrepiev, a devenit țar. Nu a avut și cu el ni nimic. Se știa deja că, bă, nasul nu i-a sau urechile nu s-au lumumă, s-a acus plâncenele dacă ne uităm la mumă sa noi. Ah. Eu luat ăștia jugulara în momentul în care a vrut să convertească țara la catolicism. Și a fost împușcat, scurt, 10 luni de domnie. Ceva în genul ăsta se întâmplă cu noi în Parlamentul European. Știm că parcă nu seamănă ce se întâmplă acolo cu ce, -ar, ce -ar, trebui să se întâmple pentru o democrație. Ne vă uităm odată la patru ani, că ăsta e folclorul terestru. N-ai cu cine vota atât să dar în același timp mergem și alegem. Mai mult decât atât, Deși știm că nici ăia pe care a votat nu seamănă cu ce ar trebui să fie un om democrat, un politician democrat, hai să-l sprijinim, exact cum l-au nobilii pe ăsta ca să-l să să omoare pe, pe, pe țar, hai să-l sprijinim, măcar să-i omorâm pe alați. Asta s-a întâmplat de 25 de ani. Votăm cu unii numai ca să-l plătească polițele la care a fost înainte. Așa au ajuns aproape toți la putere. Ok. Și îți vine pătată. Îți vine să te iei cu, cu mâinile de... Mă rog, la mine e greu să spun păr. De chelea capului, de chelie vreau să spun. Da? Nu învățăm nimic? Nu. Nu învățăm nimic pentru că noi nu citim. Pe noi cărțile ne enervează. Dacă scrie boia, scriem cărți. Sunt academicieni care au scris cărți ca să ca să arate lui boia cine e șeful. Ok. Nu zic academicienii că erau ei în uniunea asociațiilor studenților comuniști din România și erau retribuiți pentru asta. Nu. A, nu se mai pune. Așa erau vremurile. Știi? Nu erau așa vremurile. Noi dacă știam să, să citim istoria vremurilor, noi astăzi eram sună urât. O să mă jure iară. Polonesta. Și o să spun de ce. Noi dacă știam că în perioada interbelică între 12 și 14% din PIB era băgat numai în educație, efortul ăla extraordinar de alfabetizare, pentru că s-au făcut și lucruri, într-adevăr, foarte bune. Efortul ăla de alfabetizare, mai ales la țară, a costat România între 12 și 14% din PIB. Astăzi, maximum pe care l-a obținut-o educația este 3,83. Ok? Dacă știam chestiunea aia, în 1999, când a venit Banca Mondială și la noi, și la polonezi. Și o mă, români, mă, polonezilor, am în două țările, într-o vreme sau altă, o să intrați în Uniunea Europeană. Acolo trebuie să fiți compatibili. Adică, vă schimbați ciorapii murdari, vă cosăți coatele, vă bărbieriți, vă șpreiați, vă curățăți de loazele comunismului. E râie. Ok? Uite, avem niște programe pentru educație. Și ne-au explicat. Știți, toate țările și-au revenit prin educație. Nu au făcut mai multe tractoare, nu au făcut nave cosmice de mers pe lună. Educație, mai ales la țările mici. Și-au dat exemplu Japoniei, exemplu Germaniei, exemplu tuturor. Bun. Polonia și-a învățat lecția pentru că polonezii, în cărțile de istorie, află că au dispărut de trei ori din istorie. Și ei sunt obligați să ține cu dinții de fiecare literă din alfabetul lor, de fiecare cuvânt din marilor scriitori. Pentru că au experiența lecției de umilință, pe cineva le-a câte un șut din istorie, i vreo triori. Românul care află din manualul de istorie că, bă, norocos ca tine nu există. Tu, orice ai face, vine un noroc, ai un Dumnezeu cu buletin de România, cu pașaport de România și reglează la acordul fin. Și de aia românul stă în indiferent ce face stă la 11 metri din ultimul minut. Uite că și echipa națională, întotdeauna trebuie să aștepți ultimul meci, să vezi dacă aia, din ăia la meciuri, bat sau nu, dar de fac egal să mă calific și eu. În ultimii 10 ani, mai e cazul că nu se mai califică ăștia nici cu insule Feroi. Ok? Asta înseamnă educație. Dacă știam chestia asta, aveam astăzi altă lege a educației. O venit tovarășii de la Banca Mondială, polonezii au ascultat de ea că de ea erau experți noi am luat-o pe Cati Andronescu Și doamna Andronescu A făcut niște legi mânt cu sufletul Nu știu dacă îți bune Nu știu dacă ți rele Dar dacă mă uit acum Ce se învață în școală Îmi vine să îmi fac implant de măsele Direct în pechelie Suma Gauss se învață în clasa 5 -a. În Franța și în Italia Se învață clasa 9 În Franța și în Italia Se învață literatură română o să vă aduc uh, literatura țărilor, franceză și italiană. La noi, parcă rușine. O să vă aduc într-o zi un manual, manualul Ubudugudogu și nevasta Ubudugudoga. La noi în manuale se bagă, fără să citească ea din minister, tot felul de aiureli. Merge omida să-și facă operație estetică vine nu știu care din povestirea lui Mircea sunt din clasa 5-a care se laudă că tocmai au bătut o fată că l-a făcut obraznic. Și morala este, bine ai făcut. Ești bărbat cu pața mușchiul. Asta este educația la noi. Și după aia ne mirăm că merem la stopuri și se aud acolo dușmanii și viața mea, și merțanul și nevastă mea, și femeile, tot un în de manele. După aia te gândești, oare de ce nu zâmbește aia care îți vinde o pită? Oare de ce-i domnul de la ghișeu atât de încontat? De-aia, mă, pentru că știi cum e cu cultura asta. Cum e cu curentul. Până la urmă zici, lasă-mă că nu... Ce mă interesează pe mine? Ce ai instalator? Ce la electrician? Dar dacă nu l-ai mânt o sufletul, nici la budă nu poți mai Și acolo trage apa și mie la hidrofor și dați repede niște publicitate că încep să vorbesc curând. Bun. Vroiam de nemți. Știți că s-au ridicat prin educație. Să știți că nemții nu erau așa bogați cum erau astăzi, cum sunt astăzi. Nemții, mai ales să ia colonizați, șvabii, sașii, mai ales șvabii, au venit de sărăcie prin banat, prin regiunea satomare, regiunea de nord, și acolo erau șvabii, prin Bucovina, chiar de sărăcie. Unde a ajuns? Pentru că la, la neamț, ca să luăm așa, fără jvap și fără, sau inclusiv jvap, inclusiv saș, după ce au văzut că e sărăcie și au dat seama că trebuie să pună burta pe carte, să se alfabetizeze. Chestiunea asta cu sărăcia, să știi că o durat până prin anii 50. Sigur că în 1900 deja Germania avea cea mai tare armată, cea mai tare industrie, cea mai tare, cea mai tare, cea mai tare. Dar oamenii de aici, au recuperat într-un timp extraordinar. Să-ți dau un exemplu. M-am uitat, găsești pe net cartea asta, Oameni, evenimente, tradiții din Banatul de Câmpie. E un volum coordonat de un profesor, dr. Florin Zanfir, și acolo am văzut un articol scris de un jvab plecat în Germania în 72, Johann Tittenhofer. Fii atent ce zice. Știi că nu avem acces la cărți. Așa sunt făcute cărțile, dacă apare în Timișoara, numai în Timișoara, citesc, dacă apare în Iași, numai în Iași, nu există circuitul la sănătos al, al uh, circuitului sănătos editorial. Ce zice omul ăsta? Germanii, în marea lor majoritate, aveau dorința de a-și menține un standard de viață cât mai ridicat, comparabil cu cel din statele dezvoltate ale Europei. Și acum, de pildă, în comuna Aldorf din Germania, landul Bavaria, cel mai bogat acum, unde m-am stabilit în 72, în 1945 existau 5 tractoare, iar la Variaș, un sat din Banat, existau 43 de tractoare. În Aldorf, strada principală a fost pavată în 1947, în Variaș, în 1912. Prima grădiniță a fost înființată în Aldorf, de-abia în Germania, 1968, în Variaș, în anul 1928. Nu degeaba există zicala Banatului Frungea. Ok, s-a dat mostra asta ca să vezi că... Nu merită să pleci urechea nici alora care ziceau, dragă, noi 2050 de ani, noroc că vin comuniștii și ne-o deștepta că am fost niște laze și n-am făcut nimic. Pa, păi am făcut o grămadă. Am făcut o grămadă exact cum făceau și aia din lumea noastră. Și Moldova și țara românească și Transilvania și Banatul erau racordate mai mult sau mai puțin, în funcție de geografie, de istorie, de o grămadă de factori, lumii civilizate. Și când vă gândiți la dacă vă gândiți cumva că Imperiul Otoman nu era civilizat, vă reamintesc că a fost o perioadă prin anii 1000 în care Imperiul Islamic din Himalaya până în Pirinei era, ce să zic eu, culmea civilizației. Ok? Bun. Dar ce mai zice Johann Tittenhofer în aceeași carte? Da? La adunarea națională de la Alba Iulia de la 1 decembrie 1918, reprezentanții românilor au promis germanilor, în mod solemn, libertate națională, adică limba germană în administrație, școli, justiție, precum și reprezentanții germani în toate organele de stat. În realitate însă, practic niciodată nu s-au ținut de cuvânt, iscându-se tensiuni între români și germani, care au dus la conflicte deplorabile. Statul român avea tendința să dezvolte vechiul regat în detrimentul Banatului și Ardealului. De ce spun chestia asta? Că există mitul că, bă, ați văzut, de mine. Ai văzut cum nemții n-au comentat nimic la 918? Îți spun eu de ce n-au comentat. Pentru că ei chiar au crezut în cuvântul dat. Și ardelenii, și bănățenii, și basarabeni și cei din, din, Bucovina chiar au crezut cuvântul dat. Și dacă nu mă crezi, dă pe ce vrei tu, dă pe, dă pe Google, că acolo găsești. Vezi ce înseamnă Iancu Flondor pentru Bucovina, Vezi ce înseamnă Pantelimon Halipa, Pan Halipa, pentru Basarabia. Vezi ce înseamnă Romul Boilă, Iuliu Maniu, pentru uh, Ardeal. Și vezi ce înseamnă Sever Bocu, deputat, pentru Banat. O să vezi că toți au mers cu o... Sunt tipi care s-au bătut pentru drepturile românilor când era Imperiul Austro-Ungar. Tipi care, unii dintre ei, au făcut și pușcărie. Da? Militând pentru autodeterminarea românilor din Imperiu. Pentru ca apoi să fie entuziaști în a se uni și după aia au venit mania aia brătienisă de a pune clopotile în pod și tot ei, ăștia enumerații, ori s-au retras ca Iancu Flondor dezamăgit, ori au făcut un mare scandal, deși aveau funcții cum era Panhalipa, care o zbă a promis autonomia administrativă, unde ei? Pa. Ori s-au bătut până când a murit în pușcării ca Iuliu Maniu. Ok? Iuliu Maniu despre care, zic, foștii deținuți politici, când a murit, era slab și atâta respect au avut boctăria de acolo, comuniști, că nici măcar nu l-au luat pe brațe cum se iau mort, l-au luat de picioare și tac, 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 cu capul pe scări să-l ducă să-l arunce într-o groapă comună. Eu omul care a făcut unirea. Ar trebui ca statul român, cum fost comunist, că nu au fost comunist, să vină astăzi să-și ceară scuze pentru toate morțile care s-au întâmplat în perioada în care statul era ăla cu Camir știi? Cu frunzele sau cu ceabea acolo. Coadă de pe un băgat în... O să zic în greaca veche. Colos se numește. În latină culo. Ok. Și totuși, S-a și mă, asta e istoria, trecem peste ea, avem de lucru. De unde știu? Iau tot din cartea profesor dr. Florin Zanfir. La 12 septembrie 1944, România încheiase Convenția de Investițiu cu Națiunile Unite, care la punctul 11 zicea despre achitarea de către țara noastră a unei despărgubiri de război față de URSS în valoare de 300 de milioane de dolari. Plătibil într-o perioadă de șase ani în mărfuri. O singură comună, o singură comună, da? Variaș, din Banat, și a adus și ea contribuția la acest tribut dat țării învingătoare în război, livrând următoarele, zice profesor dr. Florin Zanfir. O singură comună și acum calculează dacă o comună cunoscută de tine mai are chestia asta. 178 de vaci, adică 72 de tone în carne. 1129 de porci, adică 115,3 tone. 185 de oi, 4,5 tone de carne. 2019,4 tone de grâu, 807 tone de cucuruz, 1121 de tone de cartofi. Da? Pe lângă aceasta, Comuna Variaș a mai furnizat cantități însemnate de alte alimente, untură slănină 3523 de kilograme, lapte, zarzavaturi și toate celelalte. Asta a însemnat banatul în vremea aia. De ce zic chestiunea asta? Ca să poți să înțelegi diferența dintre ce ai învățat la școală, adică ai și realitate. Dar să știi că dacă te uiți foarte bine în realitatea de acum, de a unii, o să, o să vezi diferența, fără să, trebuie să te uiți la German cu chelia lui scripitoare și cu. Tăi, ca să o arăt acum, tată. Uite aici. Dăm gazeta de cluj. Da? Diferență. 14.000 de litri de lapte aruncați zilnic. Se vor arunca peste 14.000 de litri de lapte pe zi într-o comună din Cluj. Din cauza noilor legi ale Guvernului cu privire la producătorii agroalimentari, producția de lapte din județul Cluj blocată și se aruncă peste 14.000 de litri de lapte. Mihus Gravil, primarul comunei Chiuiești, bate kilometri prin județ pentru greșelile Guvernului. Chit că există și kilometri cu 2i, băieții mai fă un pic de facultate a de citit și descris. Ok? Ministerul Agriculturii obligă toți producătorii să aibă certificate și atestate de producător, dar procedura implică comanda de acele documente prin primării și mai apoi Consiliul Județene, iar în Primeria Națională, cu sufletul ei, că e acolo la butonie, singura atestată, monopol să fabrice acele atestate, a anunțat că va întârzia cu onorarea comenzilor. Hey, despre asta trebuie vorbit. Nu să tai capul cuiva deși mulți ar merita bătuți tipi care au făcut praf dintr-o dintr, -o, dintr -o nonșalanță de asta administrativă. Au făcut praf agricultura și alte, și cultură și vai de capul nostru. Așa, ar merita bătuți în piața publică. În evumerie, evident, nu acum. Nu fac apel la violență, doamne ferește. ok Dar trebuie să le știi. Trebuie să le știi pentru că ăsta este efectul partidelor care ajung la guvernare numai pe râcă. Avem noi program de guvernare? Nu. Dar hai să-i omorâm pe alați. Avem noi un program pentru cultură, agricultură, științe, cercetare, ce vrei tu, educație, sănătate? Nu. Dar uite ce prost alăi să alați. Și din 4 în 4 ani, cu mici excepții, mare lumea și votează numai ca să scape de alați. Și după azi, bă, nici ce să nu mai bun. Toți fură. Nu fură toți vin și își bagă mai ales acolo la agenții, la companii de stat, la tot felul de chestii, pilele. Cum să nu-l bag pe văsălie turturel, care tocmai a lipit 100.000 de afișe. Da, nepotul pot o că e și nepotul meu. Și după aia o să vezi mătușile și o să vezi de acolo bancurile că ea nu pot săraci să aibă și ei o noapte de iubire în instituțiile publice pentru că vine Ok? Bun. Și de acolo nu ne interesează pe noi. Nu. Ui, uite aici, adevărul.ro, localul din Timișoara, lecție cruntă de economie dată de Mitropolitul Ioan în fața principesei Margareta. Avem 5 milioane de hectare de pământ folosite ca în evul mediu. O mers principesa Margareta să primească un titlu sau să deschidă o sesiune de comunicări și au venit omul ăsta, da, Mitropolitul Ioan și doamnă, foarte fain vorbești, ne place nouă, stăm la poză, dar evul mediu 5 milioane de pământ. Ai văzut o știre cu chestiile astea? Nu. Nu. Nu-i voie să dăm știri de astea. Pentru că, pentru că televiziunile în România sunt un fel de anexă a fabricilor de botox și de silicone. Ok? Bun. Altă știre despre care n-ai auzit nimic. Rise Project. Cităm din titlu, tată. Frații teroristului Haisam ne vând apă minerală. Frații lui Omar Haysam, cităm, da? Condamnați mar la chisoare în doțarul Fuji Sirianului din țară, dețin de importantă din piața autohtonă a apelor minerale. Compania Rio, așa, al treilea jucător din piață, are reintrat discret anul trecut sub controlul familiei lui Haysam. Frații Sirianului au preluat afacerea prin intermediul unui SRL bulgăresc din orașul ruse, Procurorii care au investigat pe cei doi Omar susțin că ei au fost doar simpli interpuși pentru Haisam, care conducea cu autoritate afacerile familiei. Bă, România deține o treime din apele minerale ale lumii. În Ardeal și în Bucovina, din asta o treime, sunt undeva la 80 sau 90% miele. Pământ cu sufletul. Când meri în Paris și vine și de acolo o mâncare, o salată, o chestie și spune pe masă o apă minerală, spun eu, e 9 euro. Eu m-am păcălit odată. Că tot zicea, apă să-ți dau, apă să-ți dau și eu deja n-am dat apă să ți de chinie. Când o vin nota de plată, era 7 lei salata și 9 euro, 7 euro salata și 9 euro apa. Ok, am plătit. Că... Bun. Noi am fi putut trăi bine numai din ape minerale. Însă apele minerale au trebuit să fie date du-te la Borsec, că abia acum aș recuperează Borsecul câteva din izvoare, pe care statul le-a lăsat în paragină și după o pe ăștia. Domnul, ce bine ne pare că a venit la noi aici, de acolo, de la Orient. Ha, nu vrei niște apă minerală să te speli pe mâini. Nu, că mă mai folosesc și la altceva, că acolo o să poartă. Și au dat apele minerale. În condițiile în care toate rapoartele Organizației Mondiale de Agricultură vorbesc despre penuria de apă. Vorbesc despre faptul că războaiele care vor veni nu vor fi pentru care are telefon mai mare și mai deștept, ci pentru apă. uite te că e un conflict între China și o țară vecină, ok? Pentru că tovarășul din China a zis, deviem cursul fluviului să meargă pe acolo să irige. Și eu a zis, da, și eu ce fac? Că trebuie să curg la mine. Te descurci. Sape o fântână. Și scandal. Deja de câțiva ani, aproape 10 ani, E scandal în care să râcă, râcă, râcă și încep să-și arate uite câte arme am eu, dar uite câte arme am eu. Ok? Și noi le dăm. Le dăm. A, ah. domnul Haisan, nu vă pot spune, dar trebuia să-și candideze din partea PDSR-ului era atunci. Nu? Era pe locul 3, așa, pe listă. Dar s-o retras o ăsta ăștia, băi, acum... Dă și tu niște altele. Ok? Despre asta nu se vorbește la Nu nu-i voie să vorbești despre asta la televizor? Nu. Nu, nu. Află poporul că există și altceva în afară de silicone. Ai pus o tată. Și nu-i mai voie să vorbești despre. despre. iar luăm adevărul, .ro. Lecția Islandei. Cum să scoți o țară din criza economică fără să pătrești pentru datoria altora. Adică, în 6 martie, știi foarte bine, în 2010, au ieșit islandezii în țară. Și au zis, băieți, noi nu suntem de acord, populația, să plătim datoriile băncilor. Pentru că noi nu suntem acționari la bancă, tata nu-i director acolo, nu m-a făcut mama cu agentul bancar. Salvați-vă! Și toată lumea a zis, fai, dar o să intre în faliment, o să fie o nebunie, o să plece plăți, o să plece băncile, va Islanda ce o să fie, ce o să fie, ce o să fie. Și Islanda și-a revenit prima din criză pentru că a zis, cum te numești? Bancă. Și ce vrei de la mine? Bani. Dar de ce să dau bani? Că-s bancă. Du-te la mumăta și la tatăl să-ți dai bani. Dacă ești bancă, du-te la banc coescu și la banc cu să-ți dea bani. Dacă ești bancă. Ok? Numai noi am stat și am zis băncile, repede să luăm 20 de miliarde de dolari în de la femei din care în secunda a 2, 10 miliarde de dolari au trebuit repede, repede să meargă la bănci pentru că le era foame aveau deja gastrită, o chestie cu două nasol. Nu. nu, despre asta nu se vorbește. Nu se vorbește pentru că, s am zis, poporul nu trebuie să afle, românul nu trebuie să afle că există soluții și în afara politicianului român, în afara căpățânii mărgelate a politicianului român. Nu, românul trebuie să știe că istoria un dat, adică, bă, când s-a făcut lumea, Dumnezeu a zis, la la, la neamții dau două războaie mondiale plus niște mașini de leabune. la bune, la ungurii dau un pic de poprică și cubul la Rubic și la români ce îi dau? La români îi dau senzația că indiferent ce se întâmplă în lumea asta, asta e soarta lui. Nu e așa, tată. Nu este așa. De aia, exemplul Islandei este o lecție. Pentru că acolo au plătit vinovații. Și fii atent, ca să vezi și caracter. În Islanda, ca să treacă de, de boom-ul ăla. Toată presa internațională, mai ales la financiară, au zis Islanda va fi în faliment, va de capul ei. Deja se crea un, o impresie că Islanda este o țară în care nu mai merită să investești, nu mai merită să o vizitezi, gata. Și ce-au făcut? Au venit premierul Islandei și au zis, băieți, aici stau eu. Da? Nevastă mi-a face plăcinte și eu ies, uite așa, îmi pun șorțulețul și ies afară din casă, pe trotoare și Ofer turiștilor, trecătorilor plăcinte. Era prim-ministru, care a zis, cu gestul meu, o să arăt că țara merită vizitată. Știi care au fost urmarea? O mulțime de islandezi au început să facă același lucru și Islanda, din țara aia rece, în care, dacă nu plouă o ninge, în care îți intră oase, a devenit una dintre cele mai prietenoase țări. De ce? Pentru că oamenii au înțeles că asta li e salvarea. Care salvarea? Caracterul, tată. Spiritul antreprenorial, cum s-ar numi în de țări. Bun. Noi. Noi încă avem bătaia de copaților. de îmi place cartea asta lui Alexe. Asta e un tip senzațional. Să căutați pe Google să vedeți cine e omul. Trăiește la Bruxelles. Un tip fantastic. Are și un link, Cabalin Kabul. Mie îmi place la nebunie. ce se întâmplă la noi? Dacă nu vorbesc de silicone, încep ăștia să-și dea pumni în gură care e dac, care e roman, ba mai dac ca tine, eu ne nepodie văr primar cu burebista, da, da, eu copilul din Florea lui Decebalus Pescorilo și încep ăștia să se bată. Și fii atent pe ce am văzut asta pe Active News. Sunt câteva site-uri de-astea care știi ce fac? Fac din identitate un fel de urât, nu pot să spun chestia asta, că se folosește în filme porno istoric. Nu a existat niciodată un popoc dac. E o aberație, o nebunie. Cine a dat ordinul pentru inventarea poporului dac și de ce? Și dă acolo ca și cum ar interesa pe mine chestia asta. În loc să înțeleagă, și este un comentator foarte fain, care le-o dă așa un tip. Da. Ion îl cheamă. Și am și băgat cartonul aici ca să vă arăt ce zice. Bă, băieți, ce certitudine istorică și cunoaștem cu siguranță, așa că nu vă mai sfădiți nici o ăla. Romanii au ocupat 18% din teritoriul actualei României și au făcut-o timp de 160 de ani. Au făcut-o cu mercenari care vorbeau limba natală și în niciun caz latina literară. Romanii au ocupat Britania 600 de ani pe 80% din teritoriu și totuși nimeni nu vorbește de latinizarea poporului englez. Așa că, băieți, mai ușor și cu latinizarea și cu dacopatia, că nu i rentabil. Trebuie să mergem la lucru, azi cu cucuruzul. Trebuie să vedem ziua recoltei, dacă se face porcul, dacă o să aibă slăină atâta. Chestiuni de genul ăsta. De ce ține? Ține de înțelegerea lumii în care trăiești. Românul are impresia că aici este un fel de verbe de mătase universal și în interiorul vermelui de mătase e România și cu toți politicienii și cu toate spaimele și cu toate chestiile bune și rele și în afara văluia de mătase, coconului ăla de mătase, în lumea întreagă. Și toată lumea vrea să fură să românească. Ok. Până nu dispar chestiile astea de dacopatie, până nu dispar porcăriile astea în care, culmea, suntem toți. Spirala asta a, a selecției. Noi nu o să facem absolut nimic. O să stăm și... Brusc, când se vor ieftini mașinile în Occident, de exemplu, cine le vom putea cumpăra dintr-un salariu sau din două, cineva va veni și azi, va spune taxă, o nouă taxă. În 92, mai țin minte că erau Golf 1, alea, ne miram, ne uitam la ele cât prin la ora. știi, ca toate știam să ne uităm, nu la motor și la... Trebuia să fie mai motorină, că era ieftină, că o luam de la tractoare. Bun, sau de la autobuse. Și în 2002, când a început românul să prind un pic de chiar, au început, au mers în, zi, în Germania, într-un cimitir de mașini, au găsit un gol care era lovit, i-au mai tras două cu ciocanul, i-au mai dat două cu pensula așa cât de cât a fost bine. Au văzut ăștia de la statul român că încep românii să aibă mașini? Nu mai merg cu autobuse și nu mai stau la 5 dimineața ploați în stația de autobuz rugători? Taxă! O văzut ăștia la acum că, bă, cât e cât amintiți eu în Uniunea Europeană, mai meri în Germania, nu-ți mai de la cimitirul de mașini. Îți mai e rulată de arulată de 3-4 ani, de 10 ani. Taxa de mediu, taxa pe poluare, taxa de primă matriculare. Trei, nume au inventat pentru taxa asta, numai ca să ce? Ca nu cumva românașul să apuce și el la o mașinuță. Că eu crezut că dacă apucă românul la mașină, mi are pe Marte. Nu s au gândit că poate românul ăla cu mașină chiar de 10 ani. Poate mai are sâmbătă acasă să sape o grechină. Poate duce niște medicamente la tasul și la măsa că pensionar. Poate și duce copilul la școală și copilul a merge într-un confort și începe să înțeleagă că, uite, munca înseamnă mai mult confort. Nu. Pune-i taxă, tată. Cine mișcă, mișcă în brișcă. Așa se zicea. Am vorbit prostii? Trebuie să ies? Trebuie să ies, mă, cu sufletul? Să ieșim cu bine ci nu cumva să ne aștepte cineva din la felul de instituții care să ne spună de ce ai vorbit urât despre tragediile și bucuriile poporului român, v-am pupat si pentru că nu-i voie să vorbim așa ceva despre România. România este țara... România e țară? Nu